Nu mai așteptăm nimic de la Uniunea Europeană, este mesajul președintelui Turciei din ziua atacului terorist de la Ankara. Recep Erdogan se declară supărat pe Bruxelles pentru faptul că ar fi făcut Turcia să aștepte 40 de ani să devină stat membru, lucru care nu s-a întâmplat. Președintele Recep Erdogan a lansat un atac la adresa Uniunii Europene pe motiv că aceasta ar încetini în mod intenționat procesul de intrare al Turciei în Uniune. Turcia nu mai așteaptă nimic din partea Uniunii Europene, care ne face să așteptăm la ușa ei de 40 de ani. Nu vom tolera noi exigențe sau condiții în procesul de aderare. Dacă ei nu renunță la unele nedreptăți, cum ar fi impunerea vizelor pe care o folosesc ca pe o sancțiune latentă, dacă nu-și corectează greșelile, vor pierde complet dreptul de a exprima așteptări politice, sociale, economice sau militare din partea noastră. Dacă UE intenționează să pună capăt procesului de aderare a Turciei, care există doar pe hârtie, atunci aceasta va fi decizia lor, a transmis președintele Recep Erdogan Uniunii Europene. Mesajul vine totuși la doar câteva zile după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Turcia pentru sentința dată în cazul unui bărbat pedepsit cu închisoarea pe motiv că făcea parte dintr-o organizație militantă. Decizia Ankarei s-a bazat doar pe faptul că bărbatul în cauză folosea aplicația de mesagerie criptată ByLock. Turcia și-a exprimat prima dată interesul de a intra în Uniunea Europeană încă din anii 90. În 1995, guvernul turc de la acea dată a semnat un acord de uniune vamală cu UE, iar în 1999 Turcia a fost recunoscută oficial drept candidat la calitatea de membru cu drepturi depline. Ulterior însă, negocierile dintre Bruxelles și Ankara au intrat gradual în impas din cauza scăderii interesului ambelor părți, iar acum sunt practic blocate. Ba, în repetate rânduri, relațiile dintre cele două părți au fost tensionate, mai ales pe problematica migranților și pe cea a tensiunilor dintre Turcia, Grecia și Cipru.